revenit pe canalul său de YouTube cu o dezvăluire bombă. Internauții nu se așteptau la asta. Nelson Mandela e cunoscut pentru videoclipurile și opiniile sale controversate. El nu a fost reținut niciodată în a-și spune părerea despre concurenții de la Puterea Dragostei, unde concurează și fiul său, Vivian Pop. Acum, el a revenit pe YouTube cu un videoclip în care a făcut un anunț bombă. Fanii nu s-au așteptat la ceea ce a urmat. Nelson i-a adus în discuție pe Pulpița și Viorel Stegaru, unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. El susține că Pulpița și Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii, sunt verișoare îndepărtate. Am intrat ca să vă zic ceva ce nu știe lumea. O să se afle, dar eu am aflat înainte. Surpriza secolului 21. Știe tata Nelson Mandela. Mirela Vaida, verișoară cu cine? Cu Veronica din Blăgești. Băi, oameni, auziți aici. Mirela Vaida e neam cu Pulpița. Ați înțeles ce vreau să scot în evidență? Verișoare mai îndepărtate, virgulă, a dezvăluit Nelson în blogul său. Nelson a adăugat că sursele lui sunt tot din Blăgești și așa a aflat că Mirela Vaida și Pulpița sunt rude. Mai mult decât atât, Nelson Mandela susține că cele două seamănă. Se trage din neam, de cântăreți. Așteptăm să vedem când recunoști tu. Am primit informații de la Blăgești. Virgulă, a încheiat Nelson. Scandal crunt între Pulpița și Viorel. Nu mai există cale de împăcare. Jigmir ca la ușa cortului între cei doi. Scandal de proporții între Pulpița și Viorel Stegaru. Bărbatul este hotărât să o dea afară din casă pe soția lui. Care este motivul? Semnul întrebării. Pulpița și Viorel s-au certat ca la ușa cortului în weekend, iar întreg scandalul ar fi pornit de la gelozia Veronicăi. Cei doi s-au enervat atât de tare, încât s-au amenințat că pleacă de acasă. Viorel a fost cel mai enervat. Geloziile Pulpiței l-au adus la capătul răbdării pe bărbatul din Blăgești, astfel încât a recurs la un gest absolut șocant. A scos toate hainele soției lui din dulap și a vrut să o dea afară din casă. După scandalul care a avut loc sâmbătă, nu mai există cale de împăcare între cei doi soți, care au amenințat în repetate rânduri că se vor despărți. Pulpița susține că în dimineața zilei de sâmbătă a găsit în telefonul lui Viorel mai multe mesaje compromisătoare cu altă femeie. Geloziile soției l-au făcut pe Viorel să cedeze nervos. Azi dimineață la 7 fix am găsit mesaj în telefonul lui. Mă obsedează. Nu știu cine e. Vrea să-mi spună, virgulă, a spus Veronica. La rândul lui, Viorel Stegaru susține că ceea ce spune soția lui nu este adevărat. Bărbatul spune că nu a vorbit cu nimeni și că s-a săturat până peste cap de geloziile Pulpiței. Astfel, bărbatul a împărțit în două toți banii cu Veronica și a scos toate hainele din dulap, hotărât să o dea afară pe mama copilului lui.